Și sunt ghidul dumneavoastră. Astăzi vă voi prezenta citatea noastră, cetatea Nisala sau Heraclea. Este o citate medievală construită de către genovezi din secolul XIV, anii 1300. Ea a fost construită mai mult în scop defensiv și de apărare. Se spune că genovezii erau cam singurii competenți și cam singurii interesați de această zonă, având o altitudine așa ridicată aici, cel mai înalt deal din împrejurimi, 110 metri altitudine, cu vedere la mare, pentru a putea supraveghea toate drumurile de pe uscat și de pe apă, ei fiind buni negustori, aveau un mare interes în această zonă. Asupra cetății, dacă observați, s-au adus numeroase reconstrucții. Zonele deschise la culoare sunt cele noi, iar cele închise sunt cele vechi. În mod normal, fiecare cetate are la fiecare colț câte un turn. După cum bine observați, singurul turn rămas în picioare este acela, din spatele meu, unde era și poarta principală. Există și o poartă secundară, formată ulterior prin spargerea zidului, de către genovezi. Cum am spus la început, cetatea a fost construită în anii 1300. Ulterior, a făcut parte din sistemul de apărare al țării românești, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, cea de-a doua domnie. Iar apoi, din 1420, au venit turcii în această zonă și au stat la noi până la războiul de independență din anul 1877. Dacă observați, în spatele meu este cisterna cetății, pe care o foloseau pentru a-și depozita apa, pe care probabil o aduceau de la alte izvoare de la baza cetății, sau foloseau apa de ploaie. Pentru că, exact cum am punctat și la început, lacul Razim era atunci mare, deci nu puteau folosi apa sărată. Și aici puțin probabil să fie avut un izvor, deoarece suntem la o altitudine considerabilă, 110 metri, cum am mai spus, și ar fi fost dificil pentru ei să ajungă la pânza freatică de aici.